Bună ziua, dragii mei tele și YouTube spectatori! După cum ați înțeles, asta sunt eu cu chipiu de sa voielnii, fără steluță, lietnii, că e zimnii, n-am bani, încă mi-e frică de asta, de bike, și da, să s-o spun înainte haterilor, câșligate la mort, când am fost în gropar niodată, Dumnezeu să-l ierte pe omul și ăla și țărnă ușoară, că ea cam prinde ghinii. Mai chemați-mă că aș mai duc vreo unul, m-ați dat că mi-e bun, ești vreun plet, că vine iarna și e friguroasă. Ni bărbirit, că Moldova e sărășie mare și n-avem bani pentru stanoașe. Așa că, după cum ați înțeles, că grăiesc mult la sfeclă, astăzi vin în fața voastră cu rubrica Pădărimăcicu. Rimăcică de azi politică. Așa că, fără sperare, dar mă încep a veni blestemurile. Mă mai blestemați încă n-ați auzit și v-am povestit. Să încep. O citesc din caiet pentru că are 25 de strofe. Mă iertați, dar nu se ia pe școli să înveți pe de rost. A fost odată ca în povești, într-o țară nu prea mare, în Chișinău, Moldova, nu în Pitești, o prea frumoasă guvernare. De fapt, ele au fost mai multe, de 100 de culori, mai zburdalnișe, mai culte, mai hărnicoase, mai ptori. Dar de fapt ele toate au fost hărnicoase la furat și ptori la lucrat, la făcut ceva pentru popor. De furat ne-au furat toate, dar de făcut au făcut tare puțin și nu toate. Dar pe aceste toate guvernări, știți, dragă lumii și lileagă, cum o prins sărașii la puteri, au început toate să-i dreagă. Că așa până la votare, țin cu toate la popor. Strigă, urlă în gura mare, că o să avem toți viitor. Dar cum ajung în parlament, în guvern, prișudianție, guvernul e hoș mai impotent și parlamentul e plin de hoție. De dacă așa e, măi, oameni buni, până la votare ne promit mare arsare ca să trăim ca împărații, ca nu știu și, ca Zolușca. Cum ajung în guvern? Guvernul e impotent, nu pot face nică, of, nu avem, nu putem, na, parlamentul tot îmblu și fură și deschid companii offshore acolo și mai fac conturi de bancă. Măi, dar dacă nu puteți face nimic, ce ați vă și lucrați la musurcă? Hoș mai auzi. Nu ia muia, îmblăm prin gunoi cel care a făcut guvernarea precedentă. Dar cât a făcut Dodona, pa muia, noi și-ți facem. Cât a făcut, da, Dodon ce? Dar cât a făcut Filat, noi și-ți facem. Dar așa la ce? Dar cât a făcut Voronin, dar noi și-ți facem. Măi, dacă vă place să îmblați prin musuri, ce ați lucrați musuri, dar nu în parlament și în guvern. Nu rușinați. Da. Dar ghetul cetățean de rând, nu importă, om, femeie, în cap are doar un gând, în care parte să o iei, în care țară să se ducă, să meargă, să înnoate sau să zboare, că datoriile îl usucă. Sărășia în țară e mare, dar că așa e, oameni buni. Ei cât să construiesc palate, mașini, nu știu acolo ea, și mănâncă la sfeclă prin televizor, că noi ați facem, ați facem, ați facem. Cetățeanul de rând nu știu unde ducă. Că e bucșul de credite și ori trebuie să spânzuri, ori trebuie să ducă în altă țară să lucreze. Și nu știu unde ducă. În Rusia, în America, în Africa, în Antarctida. Că trebuie să hrănească copilașii, să-i îmbrașe, să-i trimite la școală. Dar doamne ferește, îmbolnăjești, e gata. Dacă nu ai bani, te duci să-i zăpate o groapă și aștepți moartea să vină în țintărie. Tax. Să-i că iar am propusit stropa. Dapă? Miliardul l-au furat și-au construit palate, dar la dub nimeni nu a stat. După asta e Moldova, frate. După numai Moldova fură o găină și 10 ani și fură un miliard, nu știu, nici o minută nu știu. Ei poate acolo văd cât Filat l-au pus, dar nu știu, mai ținit pentru și ia drumul înapoi. Dar nu Filat-o, frate, că miliardul, altcine. Dar ei tot sprimblă prin Europa, prin hopa, hopa, Azia, Evrazie, tot să bezabrazie. Așa și acum, toți au votat
cum s-ar spune, timpuri bune. Și azi nepoții lui Filat ne aduc vremuri nebune. Dar așa e copacul și ăla lui Verde, s-a îngălghinit și s-a făcut în pas. Nu vă spărați, dar așa e. Majoritatea, îți zic acolo. Of! Te-ai comunicat. Da. Când țară lumii jopa, productele iar scunchesc, benzina e ca în Europa, dar salariile nu le măresc. În moluri, dacă ați dorești, legume ției chiar și o tonă, numai că nu o să găsești producția cea autohtonă. Îți găsești în moluri curiechi din Arabia Saudită, morcov din Antarctida, pătrunjel din Africa, dar producție moldomenească nu prie. Pentru că nu-i convenabil. Și îi sproști să vândă, să ajute țăranului. Îi ajută și ne trebuie. Promisiuni ne-au dat cu roaba. Piruș, cum vor îi ponegresc. Dar gazul îl vor pe degeaba, măcar că e gaz rusesc. Așa că vreți să vă spun oareșică, cum s-ar spune, dragii mei, nu scuipa în fântânică, în fântâna din care mă iubii. Am ușit mult o să-mi sar în cap, op, dar mă vin blestemurile. Dar pe așa-i mă nimbă. Rusul-i porc, rusul-i animal, rusul-i concine, rusul așa. Te-a zis și aveți gaz pe degeaba, ori mai ieftin. Adică întâi îți cași în sufletul omului și apoi vreți să încheiați bădei pe degeaba. De el și vei detori, Putin, Rusia îi detori să vă vândă vouă gaz pe degeaba, dacă voi bajicoriți și vei greață de limba rusă, vei greață de ruși, rușii îi spoși, dar ei trebuie să vă dăi vouă și gaz mai ieftin. Plătiți, măi, oameni buni, dacă nu știți astimașul, dacă vă căcați în casurile și ei din care faceți borș. Că așa și este. Moldova, dacă avea gaz, ar vinde mai ieftin? Dacă rușii încep cu moldovenii să porși tările și așa mai departe? Nu. Dar așa am aici ca voastră vreau în 10 luntri. Vreau să-i sugă cucul lui Biden și să-i sugă și cucul și lui Putin. Dar văd că mai multe spre Biden îți duce. Dar atâta lui Putin nu-i dă. Că lui Putin e pozor. Dar lui Biden e ghinic. Asta e dileac, cum ți-aș spune. Și dacă până acum o răcănit că să oprească pandemia, acum și ei toți au muțit când se îmbolnăiesc din nou cu mie. Dar când erau în opoziție, ei știau cum să ne lecuiască, știau și să facă. Dar văd că tot așa, fix ca și pe vremurile lui Dodonil. Diaspora tot o muțit și nu se mai întoarce acasă, că înțelege că s-o prostit cu guvernarea lor frumoasă. Dacă toți care urlau că schimbăm viața, văd că nu vine nimeni din străinătate acasă să lucreze și în Moldova cu 3.000 de lei. Fără supărare, dragii mei, nici cu un rău. Dar vă rupeți mașinile și lipcic. Noi ne-am dus la votare, îmi luați cu flaguri, jucați hora. Și nu veți amâia jucați hora în Republica Moldova când e benzina 21 de lei. Nu, ședeți acolo ca guzgenașii, la ghini, în cuibușor. Nerușinaților. Întrebări sunt și cu vaccinarea, la care nimeni nu răspunde. Președinta e ca floarea, în președinții s-a ascunde. Adică lumii să mă iertați, e ca Dodon călătorește. Numai că pe la alți frați, ea fuge de tot și rusește. Dar și măi oameni buni, nu? Dodon e prost că el călătorește și mâna și pupă curul Putin. Mare cate ca maia voastră, îmblă și pupă curul la ceilalți. Dodon nu duce la ceilalți și pupa lui Putin, asta nu duce la Putin și pupă la ceilalți. Și așa o diferență mare dintre dânșii. Numai că unul e cu coc și unul e cu pearjă. În rest, lumii, cum v-am spus, nimic la noi nu s-a schimbat. Aleșii voștri iar sunt sus, iar poporul e încăcat. Căci, din păcate, este o lege. Bogatul pe acel sărac niciodată nu îl înțelege, cum nici ingerii pe drac. Așa că, fără sperare, dar în țară tot se agravează. Sărăcia e tot mai mare cât guvernarea mai zis azi. Visează și cere credite care trebuie date înapoi. Pe care ei le vor înghiti, că o să le întoarcem iarăși noi. Dar pe horn, la milioane, 500 de milioane, 300 de milioane, 10 milioane, pentru pandemie, pentru aceea.
Da, chestiile de COVID sunt platne, tot e platne, dar nici atot, le vin milioane pentru COVID și pentru COVID, pentru deci, pentru mașini, pentru copii la învățat, prin străinătate, pentru dânșii, la mare, la soare, fetițele sunt goale. Uf. Așa că lume, cine ați spune, puteți să mă băljocoriți? Dacă ați vrut vremuri mai bune, poftim. Acum le trăiți. Dar acum o adresare pentru acei care sunt zumbați, care ia apă în gura mare pe mulți stimații lor votanți. Nu mai faceți prost sau jită pentru ai voștri oameni buni. Clemnișoare o spuneți în plită, dar nu a lor promisiuni. Așa că cum am mai menționat, dacă aveți totuși mințele coapte, deputatul trebuie lăudat, nu după vorbe, dar după fapte. Așa că, dragii mei, ce să vă mai spun? Așa guvernare avem, că la noi toate guvernările au fost de oaia, și-a roșii, și-a albastri, care nu furat de miliard, care nu a făcut nică, care ca ăștia mă mănâncă la sfeclu prin Facebook și pun posteri și arestul nu fac nici un cat nică, cum v-am spus. Așa că ești care ați zic că ei au un matriliun de zile, dar și ei au făcut 40 de ani, au dat țara în mocirlă. Hai, lăsați-vă, rog frumos, că sândurița voastră a fost mâna dreapta lui Filat, când bla de urma lui ca mucu. Și toți din viață, și nu-i prima zi în politică, ca și majoritatea din PAS. Și cum v-am spus, dacă nu pot face nică, la și s-au dus la putere. Să mănânci la sfeclă? Cum v-am spus, gazul, e cam tot în locul, gaz, gaz, scunchește lemn, scunchește gaz, și-ți faci, roșii și noi porși, doghitoși, Kremlinul. Noi nu trebuie să ne punem în genunchi în fața rușilor. Măi, dar voi dacă ați avut gaz de vorbă și vindeți, voi și i-ați vindeți rușilor pe degeaba? Pe cum aici acolo rușii dau la Serbia, la Germania, dau mai ieftin. Cu 300 acolo, 200, 300, 400, nu am mai memorizat. Dar și ei, ca Germania, măcar când e Europa, dar nu sfătești cu rusul. Pentru că nemții sunt hâtri. Îi trebuie pentru cetățenii lor să le facă viața mai ușoară. Dar voi, deci mâncați la sfeclă, rușii sporși, rușii doghitoși, rușii așa, rușii așa, dar de cine dau gaz cu 800 de euro acolo să vă dă 1000? Pentru că mâncați mult la cat. Ștuchiți în fântâna aceea din care crepați și beți. Din păcate, cum s-ar spune, n-avem noi politicieni buni în Republica Moldova. N-am nimic împotriva lui Sandu, Mandu, Paz. Eu v-am spus, eu întotdeauna să laud politicianul dacă a făcut ceva pentru țara asta, pentru poporul nostru și pentru toți. Până și eu văd numai scunchiri levăi, încălcări de Constituție, de legi și așa mai departe. Și multă vorbă și vă pun macaroane pe urechi și voi vă căcați în pantaloni de fericire prin Facebook și nimic mai mult. Așa că, dragii mei, fiecare lasă să vadă și dorește în ziua asta. Eu una vă spun la ești care din admiratorii zombi și lupați. Nu înscriți hate, că pe albumul n-ați în schimb față de dâns și gândiți, cum să-l spun. Eu când ați văd că îi fac ceva pentru popor și au minte și au putere și au înțelepciune, dar până și văd mai niște prostolani care au nimerit la putere și nu știu ce să facă. Și eu asta, dragii mei, pe azi.